130 de ani de la declararea Regatului României și a Unirii Dobrogei cu țara mamă a fost tema conferinței extraordinare a Centrului de Cercetări Științifice Interdisciplinare a Universității Valahia din Târgoviște. Au susținut alocuțiunea academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, profesorul universitar dr. Radu Ștefan Vergati, profesor universitar dr. Adina Berciu, profesor dr. Ion Constantin. Invitat de onoare al manifestării a fost Alteța sa regală, principele Radu al României. Este o neașteptată și deosebită onoare pentru mine ca în numele Senatului Universității Valahia din Târgoviște și a întregii comunități academice să vă urez bun venit în mijlocul nostru. La un eveniment pe care eu nu l-am crezut inițial la asemenea dimensiune, o conferință organizată în cinstea casei majestății regele. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici le-a vorbit celor prezenți despre rostul instituției casei regale în România. E pentru mine un moment emoțional de a vorbi în acest oraș al Târgoviștei, care pentru orice român care își respectă trecutul reprezintă una din cetățile de bază în care s-a dospit cultura și evoluția noastră națională. Primul moment important, evident, a fost Uniunea Principatelor cu alegerea unui domnitor, care el, prin prezența sa, a făcut Unirea Principatelor. Fiindcă Unirea Principatelor la început a fost un act ad personam, n-a fost un act juridic acceptat de către marele puteri și de către însăși puterea noastră tutelară, care era atunci Imperiul Otoman. Al doilea moment important a fost când, după căderea la 11 februarie 1866 a lui Cuza, locotenența domnească a însărcinat atunci pe un Ion Bălăceanu să ducă negocierile la Paris pentru alegerea unui domnitor de origine străină, așa cum prevedeau stipulările adunărilor ad hoc, alegere care se impunea pentru că prima variantă a ducelui de Flandra n-a reușit. Putem spune că atunci asta, destinul României a fost atunci realizat de 3 persoane. De Napoleon al III-lea, de Ion Bălăceanu și de sora de lapte al lui Napoleon al III-lea, doamna Cornea. Și uitându-se așa, în larg, pe toate posibilitățile, au ales pe principele Calo, ofițer german, din familia Hohenzollern, dar care avea două elemente importante. Făcea parte din familia Hohenzollern, pe de-o parte, dar pe mamă era francez, era Beauharnais, făcea parte din grupul acesta napoleonian. Această alegere însă a fost destul de dificilă, pentru că puterile care erau vecine cu noi, Romanovii și Habsburgii pe de-o parte, sultanul pe de-altă parte, se pereau ca de foc să vei un domnitor străin și cu prestigiu aici, pentru că le-ar fi stricat toate jocurile politice și economice de aici. Atunci toată această alegere a fost făcută în mod clandestin, conspirativ. Monarhia a intrat în țara românească, Hohenzollernii au intrat conspirativ, tocmai pentru a evita această posibilă ingerență negativă a puterilor vest-europene. Însăși Bismarck i-a spus lui Ion Bălăceanu, fiți atent ce faceți, pentru că este un act care va deranja foarte mult și Rusia și Austria și eu nu vreau să am buclucuri acum pentru că eu pregătesc campania mea în contra Austriei. Faceți-o, dar faceți-o discret. Deci a fost o intrare clandestină, cum am spus, sub un nume fals, până la
ajungerea la turnul Severin. Întâmplarea a făcut, și asta a fost o întâmplare fericită, că la Baziaș, unde principele Carol a trebuit să oprească pentru că avea o problemă dentară, s-a întâlnit cu Brătianu. Ion Brătianu era atunci una din marile personalități ale politicii ale României și care n-a putut să joace un rol dominant în această poveste din cauza lui Napoleon al III-lea, care avea așa un fel de idiosincrazie față de el, fiindcă îl considera ca un conspirator, că participase la atentatul împotriva lui Napoleon. Însă această prezența la bază a lui Ion Brătianu, cred că a fost un lucru pozitiv, pentru că în felul acesta principele Carol, în loc să coboare la turnul Severin ca un fugar care vine pe ascuns, a venit însoțit și a coborât cu una din personalitățile mari care erau garante pentru rolul pe care trebuia să-l joace. Destinul a avut acest lucru. Și iată, în felul acesta, România a căpătat un principe care s-a dovedit a fi una din cele mai remarcabile personalități ale istoriei noastre naționale. Nu o spun aici fiindcă este principele Rad. Nu o spun aici pentru că suntem într-un moment în care sărbătorim monarhia, dar pentru că asta este realitatea. Scoaterea noastră din sistemul otoman a fost posibilă grație acestui principe, care n-a fost numai un corect, un om bine educat, un om de formație occidentală care venea la noi, dar a fost așa ca un fel de mână providențială care a reușit încetul cu încetul în domnia sa până în 1914 să transforme o țară orientală încă cu multe parfumuri medievale într-o țară modernă, cum a fost aceea pe care a lăsat-o nepotului său. Cred că ziua pe care o sărbătorim noi astăzi este numai unul din evenimentele importante din cariera acestui mare suveran. Fiindcă 1881 nu este cel mai important eveniment. Primul mai important eveniment e când a venit. A acceptat, a văzut cum arăta București, a văzut în ce mediu se dezvoltă și încetul cu încetul a strunit toată lumea. Eu știu de la bunica mea care a fost în jurul lui și care spunea ce probleme își făcea, cum să facă educația poporului în anumite situații foarte dificile, foarte delicate. Ce probleme a avut când l-a atacat presa și când la un moment dat, mai ales după 1907, a fost foarte violent atacată, cu Fasia Strusberg și așa mai departe. A rezistat la toată această împroșcare cu noroi și a continuat misiunea pe care a acceptat-o și a dus-o până la bun sfârșit. Este un exemplu extraordinar și a fost un mare noroc. Al doilea eveniment important a fost decizia de a interveni în războiul din 1877. A fost o decizie grea. Știți că consilierii săi, mai ales Cocălnicianu, erau foarte anxioși. Umblați la cultură, la cutia Pandorii, creați o situație, o să fie rușii și nu mai scăpăm de ei. Probabil că dacă n-ar fi fost în Hohenzollern, lucrurile ar fi mers mult mai dificile. Încă știți ce grave au fost condițiile păcii de la San Stefano. În fericire, Congresul de la Berlin a mai corectat din aceste lucruri. Sigur, ne-a luat sudul Basarabiei, dar ne-a dat Dobrogea. Și aceea a fost iarăși o manevră politică interesantă, condusă de acest mare rege. Eu cred că sărbătorirea noastră de astăzi este o sărbătorire care se adresează uneia dintre personajele mari, încă o dată spun, ale istoriei noastre. Și urmașii săi au fost mari.
Și regele Ferdinand a fost mare, și regele Carol al II-lea, pentru care eu am o deosebită admirație, cu toate că este marginalizat, și bineînțeles, regele Mihai, care a fost regele adolescenței, copilării mele, și pentru care am și venerația aceea pe care ți-o dă educația și cultura. Și care are o particularitate. Regele Mihai, știți că n-a fost numit nici de adunarea generală, fiindcă era dizolvată, nici de guvern, fiindcă nu exista în momentul acela. Nu exista nicio structură a statului. Regele Carol al II-lea se retresese, guvernul și-a dat demisia, parlamentul era dizolvat, Constituția era suspendată, nu exista decât acest tânăr singur care reprezenta momentul acela, aproape ca Ludovic al XIV-lea, statul singur care reprezenta statul. Și Patriarhul a înțeles foarte bine situația și l-a uns atunci pe loc, chiar în palatul regal, și în felul acesta s-a consacrat ca rege și ca ultimul rege, din păcate, ultimul rege pentru moment al istoriei noastre. Eu am vrut să vă spun aceste cuvinte nu atât ca un documentar istoric, fiindcă știți, ca un omagiu adus așa unei persoane care a trăit toate aceste evenimente și care face parte într-o familie care a avut o răspundere în alegerea acestei dinastii. Și să profit că este principele Radu aici, să exprim încă o dată mulțumirile noastre față de cum dinastia noastră și-a făcut datoria față de acest popor. România în perioada 1866-1881 a fost prezentată de profesorul universitar dr. Radu Ștefan Vergati. Venirea pe tronul Principatelor Unite Dunărene, sau așa cum s-a numit după 1860 România, a principelui Carol von Hohenzollern, nu a fost o rezolvare ușoară din punctul de vedere al situației naționale și internaționale. Sigur că în acel moment se punea problema respectării deciziei conferinței celor șapte mari puteri europene întrunite la Paris în 1858-1859. Atunci, cele șapte mari puteri europene deciseseră admiterea domniei lui Alexandru al Cuza pe o perioadă de 7 ani, atât și nimic mai mult. Orice 7 ani trecuse. S-a spus că aici ar fi fost o intervenție a logei Marelui Orient de la Paris, loja care funcționează și astăzi prin lui Cadet Sens. Dar cercetările efectuate de Dan Belindei, de Mihai Sorin Rădulescu și de mine la Biblioteca Națională Franceză au dovedit că aceste afirmații nu sunt suficient de susținute și nici concluse. Ceea ce este real și ceea ce nu poate să fie contestat este faptul că Alexandru Ioan Cuza a greșit și a greșit rău în ultimii ani ai domniei sale. Un singur exemplu este suficient, și anume neaplicarea reformei rurale promulgată și sancționată în august 1864. A provocat nenumărate tulburări în țară, la toate nivelurile zonului. În al doilea rând, Cuza, spre sfârșitul domniei, a făcut o declarație în care arăta că el a făcut tot ceea ce se putea și lasă urmașilor săi misiunea de a face la istorie. Era o declarație de abdicare și, în adevăr, la 11 pe 23 februarie 1866 a abdicat în locul lui, a fost numită o locotenență domnească formată din Nicolae Gorescu, la Sărcatarhiu și Nicolae Haralambi. Aceasta, fără a pregăti și a discuta activ, l-a numit principe pe Filip de Flandru din Casa Regală Belgiană. Acesta, surprins, a doua zi a refuzat. Curând apoi au plecat spre Paris străbunul domnului academician Ion Bălăgeanu, împreună cu Ioan Cebrătian,
amândoi au ajuns la Düsseldorf. Acolo, prin intermediul lui Napoleon al III-lea, au luat legătura cu Carol Anton von Hohenzollern. Au obținut acordul ca fiul acestuia, Carol, să devină principe al României. Tânărul Carol era locotenent într-un regiment de gardă al regalității prusiene cu care era. Și la sfatul cancelarului regal, Otto von Bismarck, a acceptat imediat propunerea. Venirea lui în țară nu a fost ușoară. Era opoziția de care vorbea înainte domnul Academicea. Și atunci, tânărul locotenent și-a luat concediu de la regiment, a împrumutat un nume oarecare, și un pașaport adecvat a călătorit pe Dunăre spre România. Între timp, în aprilie, între 2 pe 14 și 8 pe 20 aprilie 1866, se organizase în țară un referent pentru acceptarea unui principe străin. Referendul a fost de acord în unanimitate cu venirea principelui străin. Episodul Orșova, cel invocat înainte, nu a putut opri drumul principului, drumului care. Nu a putut să-l oprească și serviciile de spionaj austriace maghiare ale sublimei porți. Și de ce să nu o spunem direct? Și ale Rusiei, căci nici camarila țaristă nu era de acord cu venirea unui om într-o rămpătronică. Nu au închedicat ca la 8 pe 20 mai Carol să debarce pe Pământul Românesc. La 10 pe 22 mai 1866 a ajuns la București. Imediat a depus jurământul și a început să-și îndeplinească obligațiile de monar. Nu avea legături, nu avea prieteni, nu avea favoriți. Este foarte important pentru că în felul acesta a putut să conducă fără niciun fel de influență, fiind obiectiv prea putut. Din primul moment a numit un premier de prim rang pe bătrânul boier moldovean, conservator, la Catarinu. Acesta avea farmec în discuțiile cu monacul, spunându-i, aia asta nu se poate mai maestate, sau aia asta se poate mai maestate. Era o confruntare de idei, o confruntare de idei pozitive pentru poporul român, pentru progresul țării. Găsind în acel moment un deficit deosebit de mare, 360 de milioane de aur, Carol a hotărât să-l lichideze și a procedat ca atare. A luat în împrumut cu dobândă mică de la Banca Oppenheim, a achitat toate datorii. Apoi a trecut la construcția de căi ferate pentru stabilirea legăturilor cu Europa Occidentală și a militat pentru terminarea primii linii de cale ferată București-Giurgiu, construite de societatea engleză John Trevor Berkeley, cea care construise și linia de cale ferată din Dobrogea. Și apoi a trecut la construirea celei de-a doua mari linii de cale ferată, extrem de importantă, o linie de cale ferată pe semi-inel de la Iskandahr-Ciorova, făcută de societatea germană Strusberg, care a construit 914 km de cale ferată. S-a implicat direct în această legătură cu Europa Occidentală. Apoi a creat creditul fondului funciar, Casa Autonomă a Monopolului, a modernizat învățământul militar superior cu ajutorul generalului Ion Florescu, a reglementat raporturile statului cu biserica, a creat societatea regală de geografie,
Aici ar trebui să vă spun că în timpul comuniștilor, buletinul Societății Regale de Geografie nici nu era înregistrat ca atare în biblioteci, se spusese cuvântul regale, era BSG, buletinul Societății de Geografie. Mie personal mi s-a întâmplat să întâlnesc acest mod aberant de înregistrare în biblioteci. Apoi, în 1866, în același an, în octombrie, a făcut o vizită la Istanbul. Trebuia să se facă cunoscut marele vecin din sud, să stabilească legături diplomatice și, în fine, să facă știută către sultan noua Constituție a României, votată la 13 iunie 1866. Actul fundamental era inspirat din Constituția Regatului Belgian, fiind structurat pe separabilitatea puterilor în stat, pe sistemul bicameral, pe votul censitar. Acest act a fost discutat punct cu punct de principele calor și a obținut o asemenea calitate încât a fost unul dintre cele mai progresiste din Europa acelor timpuri. Și, în al doilea rând, nu este de neglijat că a rămas în vigoare până la Constituția Comunistă din 1948. Cu o scurtă întrerupere, aceea a promulgării și sancționării Constituției din timpul lui Carol al II-lea, Constituție elaborată de Istrate Nicescu. Dar, regret că trebuie să spun, inferioară față de Constituția din 1868. Progresele realizate de România au permis ca în anul 1873 să participe cu pavilion și steag propriu la expoziția mondială de la Viena. Contra Andrașei, în calitatea lui de ministru de externe al Imperiului, a apreciat prestația deosebită a oamenilor Bucureștilor. A fost realizată. O realizare deosebită pe fondul căreia a izbucnit aparent brusc o nouă fază a crizei orientale. Era incitată și sprijinită de Rusia, care reaprinsese focul locuit al revoltei din inima sârbilor și bulgarilor. În acel moment, Rusia reiterase planul de a ajunge la Istanbul. Din cele trei căi care puteau duce către capitala sublimei porți, cea mai desnicioasă era cea prin România. Contele Gorjakov a insistat pe lângă principele Calo și premierul Ion Cercătian să se facă drumul prin România. Întâlnirea a avut loc la Ruse, oraș port bulgar, supravegheat și dominat de colonelul Parisiev, șeful spionajului rusesc în peninsula balcanică, care locuia acolo, travestit în negustor de boia, secundat de 10 tineri locotenenți ruși, care, la rândul lor, erau travestiți în zarzavagi. Era un fel deosebit de a acționa a rușilor în peninsula balcanică. Principele Carol i-a cerut sfatul cancelarului imperial Otto von Bismarck. Acesta i-a răspuns imediat că este bine să încheie un acord scris cu Rusia, deoarece astfel România va fi oarecum apărată. La 14-16 aprilie 1877, la București, s-a încheiat convenția secretă dintre Rusia și România, semnată din partea Rusiei de ambasadorul plenipotențiar rus Dimitrie Stuart, din partea României
de către John Jefferson, ca orice convenție secretă, imediat a fost aflat ceea ce conține. Consecința, România a intrat vrând nevrând în război împotriva sublimii forțe. În această situație, după multe rezerve menționate de domnul academician Bălăceanu, după multe rezerve, Mihai Bogălnicianu, în calitate de ministru de externe, a declarat oficial independența României la 9 pe 21 mai 1870. După mai multe discuții în Parlament, avea la 14 pe 26 martie 1881 întreaga adunare legislativă a celor două camere reunite a votat în unanimitate ridicarea României la rangul de regat. Iar la 10 pe 22 mai 1881 regele Carol I a fost încoronat ca monarh de plin și ereditar României. Punerea pe capul regelui a coroanei de oțel a însemnat o recunoaștere de întreaga națiune, a spune de întreaga Europa și întreaga lume, a meritelor extraordinare a acestui om, care într-un timp extrem de scurt a reușit să ridice România și poporul. Profesor universitar dr. Adina Berciu a făcut un scurt istoric al draperului regal. Alteță, onorat prezidiu, stimați colegi, studenți, sunt chiar impresionată de simpozionul de astăzi, deoarece în cei 20 de ani, deci după 1989, 90, 21 de ani și mai bine, nu am fost invitată și nici alți colegi de-ai mei să vorbească despre momentul acesta din istoria românească. Ne place, nu ne place, regalitatea, nu știu cum, suntem, nu trebuie să fim fan, susținători, dar e un moment din istoria românească și nu un moment minor. Te repet, n-am fost prezentă la niciun și nici n-am auzit de alte astfel de simpozioane, cu atât mai mult despre acest însemn național, standardul românesc, tricolorul românesc. Așa că mă bucur că am fost invitată și mulțumesc domnului Anghelescu și facultății, universității. Această problemă a standardului românesc, și mă uit la dumneavoastră și văd că sunteți foarte mulți tineri, văd că e biserica cu noi, armata nu e decât prin alteța sa, dar să nu uitați, și armata ar fi trebuit să fie cu noi, pentru că aceste instituții au susținut standardul românesc, care standardul românesc reprezintă România. Tricolorul este România. Tricolorul reprezintă trecutul și prezentul nostru. Această problemă a standardului, eu o voi prezenta ca un arc peste în timp, pentru că prima oară, nu știu dacă dumneavoastră știți, când am avut standard. Vedeți acolo. Nu? Cealaltă? Nu? De ce mișcați? Prima. Asta lăsați-mi-o. Da, e mai greu cu manipularea imaginilor. Standardul tricolor românesc a fost în steagul adunării Norodului de la Tudor Vladimirescu. Ce vedeți dumneavoastră acolo? La 1821, Revoluția lui Tudor Vladimirescu a izbucnit în Oltenia, în ianuarie, unde s-a desfășurat steagul lui Tudor, steagul Marele Standard, care îl vedeți dumneavoastră acolo în două părți. El a fost realizat la București, la Mănăstirea Antim, care era metoh al Episcopiei Argeșului. Episcopul Ilarion a fost unul din consilierii lui, alături de Gheorghe Lazăr. Și este un standard pictat, aversul e alb,
reversul, așa se numește. Spatele este albastru, azur, pe el are ce imagini vedeți dumneavoastră? Religioase, nu? E bine, este Sfântul Gheorghe, este Sfântul Tiron, patronul lui Tudor, este Iisus Hristos, Dumnezeu și între cei doi o pasăre albă, un porumbel, Sfântul Duh. Cele trei culori le regăsiți în ce? În hainele figurilor hagiografice, roșu, galben e aur, în heraldică galben sau aur e același lucru, simbolul aurului, albastru. Vedeți aici niște ciucuri. Acești ciucuri au atârnat la lancia sau hampa stindardului. Sunt trei și trei. Sunt de metal, de alamă, răsuciți și sunt vopsiți în roșu, galben și albastru. Se văd clar, da? Acesta a fost stindardul lui Tudor. Acestea au fost cele trei culori care au urcat în stindard pentru prima oară la 1821. Stindard care există, care îl avem la Muzeul Național din București și care a ajuns în București din Oltenia. Pentru că Revoluția, știți, e înfrântă. Tudor i-a asasinat chiar la dumneavoastră în incinta Mitropoliei. Crimă cumplită a lui Ipsilanti, ordonată de Ipsilanti. Armata se retrage, ajunge în zona Olteniei, înfrântă, dramatic. Stindardul îl preia un șef al tunarilor, Ion Cacalețeanu, a român probabil după nume. Și ajunge acasă acest tunar, desface steagul de pe hampă și separă ciucurii de flamură și îl îngroapă în grădină. Era mare delict, turcii sunt peste tot. 50 de ani, 60 de ani și mai bine stă steagul îngropat. Fiul acestui tunar, George Cacalețeanu, este major. Trăgând să moară bătrânul, îi mărturisește de existența stindardului îngropat în grădina casei. Stindardul e dezgropat, e remontat, este anunțat Bucureștiu și la 1882, deci la un an după ce este regat, nu? Principatele au devenit regat, o delegație a Academiei Române, condusă de Hașdău, ia drumul Olteniei, la Craiova îi se predă stindardul de către majorul George Cacalețeanu, se întoarce delegația la București, la 1882 se petrec aceste lucruri, se întoarce delegația la București, primește onorul peste tot, inclusiv în capitală, regele, că este rege din 1881, Carol, dă onorul la drapel și e depus la muzeul care exista atunci în București, de actualul Muzeu Național, întemeiat de Cuza. Din 1882, deci din momentul când a fost predat acest drapel, de fiecare dată la 10 mai s-a demonstrat, s-a făcut paradă în București, cu cai, cu tot, cu stindardul acesta al lui Tudor prin București. Aceasta după 1882. Revoluția română de la 1848 e victorioasă în Muntenia, în Țara Românească. După Islaz, 11 iunie, guvernul provizoriu, 2 luni de zile, victorios. Primul decret, numărul 1 al acestui guvern provizoriu, este acel decret care instituie drapelul tricolor, ca drapel național. Cum sună? Deci 14 iunie 1848. Steagul național, deci ghilimele, așa l-au numit, așa a fost, așa l-au înțeles. Steagul național va avea trei culori, albastru, galben și roșu. Deviza română care va fi scrisă atât pe steaguri cât și pe monumentele și decretele publice se va compune din două cuvinte, dreptate, frăție. N-au specificat benzile verticale sau orizontale. Văzând că nu s-a înțeles sau nu s-au grăbit să alcătuiască un nou standard, peste o lună, în 13 iulie, al decret 252, deci într-o lună 251 de decrete, într-o lună, se grăbea guvernul atunci, în 13 iulie, și asta e ziua noastră a drapelului, se revine și se specifică lângă lemn, vine albastru și apoi galbenul și apoi roșu fâlfâind. Steagurile cu această înfățișare, mai departe. Deci, 1848, 13 iulie, oficializează tricolorul ca drapel național. Țara Românească, preluată de ceilalți. Revoluția, cum știți, este înfrântă. Emigrație, nu? Au plecat pe unde au putut. Ce e interesantă? Emigrația, ce vedeți acolo,
sunt cea mai, deci cel din stânga, 5 drapele s-au putut confecționa, unul singur de la Slatina, cel vedeți acolo, s-a păstrat, iar în dreapta e cocarda unuia din revoluționari și în partea de jos sunt imaginile cu post-pașoptiștii folosind standard. Următoarea, dacă vreți. Remigrația a plecat cu cocarde, moda franceză, deci cele trei culori la rever, în jurul unei insigne și la rever. Au plecat și cu standard de format mic, cum avem noi, avem din hârtie și cu au plecat cu bucăți tricolore, cu sute și prinse pe o mică așchie de lemn din aceasta. Sunt relatări că la Paris, înainte de a muri Bălgescu, se adunau într-o tavernă și vorbeau despre ce se va întâmpla după 48 și ce știți. E bine, sunt relatarea unui anonim că în aceste taverne erau pe unul din pereți, era desenat tricolorul și colorat tricolorul unde se adunau românii, pe lângă purtarea acestor trei culori la rever. Momentul următor, trecem prin 1859, venirea lui Cuza, alegerea lui Cuza, 1859-1866, cei 7 ani, cu stema și cu tricolorul și cu moneda și cu alte lucruri nu se putea. Românii erau grăbiți, își doreau foarte mult aceste însemne care le atesta ce? Le atesta suzeranitatea și suveranitatea, dar suveranitatea o mai aveau ei într-o formă, dar suzeranitatea, adică să ai standard propriu, să emiți monede, să ai stemă. Încet, 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 încet aceste lucruri s-au putut realiza cu multă diplomație, cu multă inteligență și curaj, mult curaj. Turcia, știind de Franța, cu tricolorul Franței și tot, era agitată. Austria, ce însemna tricolorul pentru teritoriile de la ea? Și tot picura sultanului în ureche, domnule, vezi că ăștia sunt foarte revoluționari de acolo și nu știu ce. Și avem foarte multe documente care probează că sultanul a fost liniștit, în sensul că nu te speria înălțimea voastră, nu vă speriați că ăsta, tricolorul ăsta nu este cea e la Franța. Pentru noi sunt rădăcinile românești. Aceste trei culori, spus Costache Negri și alții, aceste trei culori își au rădăcinile în istoria românească. Nu e împrumutat de la francez, nu este al nostru, că au dat exemplu și cu Tudor și cu tot legătura dintre generații. Și s-au mai liniștit sultanul, dar Europa, la 1858, când la Convenția de la Paris, noi am cerut să avem lucruri comune. Pe lângă principe străini, sigur că da, de atunci avem prima opțiune. Nu ne-au acordat, cum dacă ne mai acordau și standardul în trei culori, nu. Deci n-au fost de acord. Și așa că perioada lui Cuza, între 1860 și 1863, a fost destul de dificilă. Dar în acești 3 ani s-au realizat niște lucruri. Primul lucru, cum să pună cele trei culori care simbolizau România, și nu numai România, că am simbolizat ce a spus Cogălnicianul în 67, era simbolul, standardul pentru toți românii. Păi, zice, știți că în 1848, când au intrat turcii în București, avem corpul de pompieri al lui Zăgănescu. Din ce izbucnește un incident acolo și mor toți apărând intrarea turcilor în București. În 1860, deci nu eram încă recunoscuți, Ce să facem, cum să impunem ceva? Păi zice, să-i comemorăm, zice Cogălnicianu, i-a venit ideea, să comemorăm moartea acestor pompieri, 12 ani. 12 ani nu era ce jubice aveți la 12, nu e o cifră, dar era un pretext. Și emite virtutea militară, o mică decorație, un ordin de fapt era, dar nici ăsta n-avea voie, dar zice, nu e un ordin, este așa, în memoria acestor pompieri. De 2 cm de argint și pus în pieptul corpului de pompieri, de chemat pe platforma de la Cotroceni, pusă cu o dita mai funda tricoloră. Nu se prea se vedea acela decorația de 2 cm de argint, cât se vedea funda tricoloră. A mers. Păi nu, că nu e. Zice, nu e. Asta e așa în memoria lor, dar așa se purta atunci. Guvernul provizoriu a consfințit tricolorul. Bun, n-a zis nimic. Mai departe, zice, da, înălțimea voastră, dar armata mea
nu prea are nimic așa care să fie distinctiv. Uite, la Centurion n-are nimic, pe din asta diagonală nimic, la Chipiu nimic, dați-ne și nouă aprobarea să punem, uite, simbolul ăsta. Au obținut-o. Dar tot nu era standard. Și în sfârșit, după ce a fost recunoscut în 1860, după 1862, vine anul 1863, știți, an și bun și rău și mai mult bun decât rău. Se decide. A fost rău că s-a făcut secularizare. S-a făcut secularizare, dar s-au ctitorit și alte vreo 30-60 de biserici. A proprietatea sa. Trebuie să vedem toate lucrurile și pe o față și pe cealaltă. Nu poate să fie numai rău, cum nu poate să fie numai bine. Și despre biserică, și despre regalitate, și despre toate. Noi suntem istorici și nu putem să fim decât obiectivi, pe cât ne străduim. Și deci la 1863 erau 15 ani de la momentul incidentului cu pompierii. Pe de-o parte, 15 ani era o cifră. Pe de altă parte, era și recunoscut, se aranjaseră niște lucruri, erau și proiectele pentru stemă, se putea deschide, se putea realiza această dorință a oficializării tricolorului. Și în septembrie 1863, din nou pe platoul de la Cotroceni, din București, sunt adunate toate armele, tot, și se are loc o cuvântare a lui Cuza, absolut deosebită, în care probabil că a intervenit și Cogălnicianu sau și alții pe acolo pe la cuvântare, ea a fost publicată în Monitorul Românesc și definește, după mine, cel mai bine standardul. Ideea a fost preluată și de Carol. Deci, 13 septembrie 1863, ce spune Cuza pe oficializând drapelul? Drapelul este România. El a folosit tot timpul termenul de România și nu de Principatele Unite, cum am zis. România, România, România. La fel și Carol și celălalt. România. Până să ne spune Europa, România a curs multă apă pe Dunăre. Deci, drapelul este România, acest pământ binecuvântat al patriei, udat cu sângele străbunilor noștri și îmbogățit cu sudoarea muncitorilor, adică a truditorilor, nu clasă muncitoare. El este standardul, este familia, căminul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții noștri și în care se vor naște fiii noștri. Drapelul este în același timp trecutul, prezentul și viitorul. Este istoria întreaga României. Se scrie pe el deviza Honor et Patria. Deci la 48 dreptate frăție, acum onoare și patrie. Honor et Patria. Și steagul lui și steagul României, deci ele merg împreună, este steagul acesta tricolor cu stema aplicată pe el. Stema din 1863, nu mai dați-mi mai departe, stema lui Cuza reușește în 1863 să confecționeze și el stema, în care mai departe, mai dă un pic. Nu știu, da. Nu e. Da, întorceți-vă puțin. Întorceți-vă. Încă. Mai departe. Nu, stema e unde este. N-are. E Cuza, nu e. Dar a reușit și stema, fundalul stemei lui Cuza, deci la 63 și o lasă așa când pleacă în 66, este tricolor fundalul. A introdus simbolurile țării românești și al Moldovei într-un singur scut, adică unirea, nu? Că până atunci erau două scuturi distincte, să nu se supere, să nu mai intre peste noi și așa mai departe. Deci pleacă cu stema, o lasă cele două simboluri, deci acvila și capul de bouăr într-un scut. Și fundalul tricolor aplicat, deci stema aplicată permanent pe standard. Deci România a avut stema aplicată permanent pe standard până în 1989, până în 90, 91, 94, când nu mai avem nu se pomenește nimic despre stema noastră care să se aplice pe drapel. Și deci de la Tudor Vladimirescu, simbolul țării românești, acvila cu crucea în cioc, 48, 63, 66 și mai departe toate au stema. Deci reușește stema, repet, fundalul stemei este tricolor, standardul este tricolor, oficializat, cu deviza onoare și patrie. 1866, Iesilița abdice,
cu ce știți, cu venirea lui Carol I și venirea, sigur, știți cum îi spuneau țăranii, nu? Hohenzollern, că era Hohenzollern, până să pronunțe țăranul român Hohenzollern, Hohenzollern, așa era, sunt cunoscute treburile și i-a spus tot timpul așa, greu de pronunțat, da? Asta e. Și nici nu știa când a ajuns în, la palat, zice, ăsta e palatul, ăsta e palatul, de unde venea Carol I și când a ajuns în București, cam cum era, ce să facem, destinul. Locotenența domnească, sigla lui Cuza era pe stindarde, în cele patru colțuri, AIC. Locotenența a păstrat tricolorul, a descusut sigla lui, normal. 1866, venirea lui Carol. Ce e remarcabil? Tot ce n-a dus la bun sfârșit Cuza, exemplu monedei, n-a reușit să bată monedă, Carol va reuși. Carol duce mai departe și mai mult dezvoltă niște lucruri, normal. Adică e un merit deosebit al lui Carol I, a înțeles foarte bine istoria românească, a înțeles foarte bine mentalitatea românească și cerințele politico-diplomatice ale României de atunci. Manifestarea s-a încheiat cu luarea de cuvânt a alteței sale regale, principele Radu al României. Domnule prorector, domnule academician, doamnă și domnilor profesori și dragi studenți, ce s-a spus aici în deschidere, și anume că în străvechea cetate de la Târgoviște se discută astăzi în fața atâtor zeci de perechi de ochi și de minți despre statornicie și statalitate, este în mod sigur neîntâmplător. Probabil că așa cum organismul uman are memoria lui înrădăcinată până în cele mai mici părți ale lui, în celule, în atomii care ne compun, tot așa probabil că se comportă și societatea românească în marele ei, care tot un organism este format nu dintr-o singură inimă și o singură minte, ci din 22 de milioane. Ca și persoana, ca și individul, și națiunea are mândria ei, are povestea ei, are spaima ei, are speranța ei, îi e frig, îi e foame, are nevoie de soare, de lumină, de iubire, de încredere și de demnitate. Și cei 145 de ani de Românie modernă ne dovedesc că aceste nevoi nu au legătură nici cu formele de guvernământ, nici cu sistemele politice la care țara uneori e supusă fără voia ei. De aceea, probabil că instituții precum Academia Română, Biserica sau Armata, respectiv Casa Regală, sunt eterne. Nu pentru că sunt perfecte, nici pentru că sunt meritorii prin personajele care le reprezintă la un anumit moment istoric, ci pentru că ele sunt deasupra noastră, a tuturor, necesare pentru a ne deosebi ca națiune de grupările de oameni care nu au dreptul sau care nu doresc să se numească popoare. Sunt nespus de onorat de această invitație și plin de speranță, fiindcă în același timp cu Târgoviștea, care nu este cel mai mare oraș român, ca să fac o glumă, aș putea să vă spun că acum Milano e un oraș românesc mai mare decât Târgoviște, fiindcă are mai mult de 100.000 de locuitori români acolo. Asta e partea expansiunii noastre în Europa, nu numai invers. Ci și pentru că în acest moment la Călăraș, într-o adunare bravă de oameni politici, oameni de cultură, oameni de artă și așa mai departe, regele își dezvelește propriul bust acum la 9 mai 2011. Uitați-vă unde se întâmplă aceste lucruri. Ele nu se întâmplă la București, nu se întâmplă la Paris, nu se întâmplă la Londra, se întâmplă la Târgoviște și la Călăraș. Acest lucru arată că nu e adevărat că românii și-au pierdut memoria sau instinctul binelui, ci este adevărat că o parte a elitei lor
o parte a reprezentanților ei și-a pierdut memoria și instinctul binelui. Fiindcă dacă ar fi după România profundă, s-ar repeta ilustra experiență a lui Carol I cu căile ferate și am avea astăzi autostrăzi, care sunt la rândul lor tot același fel de infrastructură pe care înțeleptul nostru om de stat a știut că e necesară pentru a statornici România, pentru a-i consolida baza, nu pentru a avea pur și simplu trenuri sau mașini care să circule pe ele. Orice student din anul întâi de la o universitate de profil vă va spune că o țară e puternică și are glas în alianța din care face parte dacă are infrastructură. Kilometrii aceștia de piatră pe care merg roțile mașinilor de azi nu sunt modernitate, nu sunt moft, nu sunt business, sunt geopolitică. Nu există voce internațională într-o țară respectată în care mergi prin gropi. Acest lucru este sigur responsabilitatea capilor României de astăzi, nu a rădăcinii României, a societății profunde românești, care n-are absolut nicio problemă să înțeleagă aceste adevăruri. De altfel, atunci când stema și standardul României se chinuiau să apară pe lume, așa de convingător prezentate de doamna profesor, România avea o populație de cel puțin 80% săteni. Cu toate acestea, a reușit să producă o Românie modernă, fără să aibă atâția doctori în științe pe kilometrul pătrat, așa cum are astăzi, în 2011, când nu e capabilă nici măcar să pună la loc, să umple golurile, găurile pe care și le-a făcut singură sau pe care i le-au făcut alții. Dragii mei, ce poate fi mai frumos pentru o instituție care reprezintă statul decât să vadă tineri de 19, 20, 21, 22 de ani ascultând cu ochii deschiși ceea ce un reputat om de știință octogenar aduce, închizând un cerc atât de frumos al unei istorii pe care o credeam deschise, o credeam neîmplinite, o credeam, în fine, așa cum de multe ori s-a întâmplat în istoria noastră, ratată. Nu are atât de mare importanță în evoluția poporului român de 2000 de ani, această paranteză de 41 de ani care ne separă de vremurile acestea frumos colorate, chiar și când sunt alb-negru, precum sunt cele ale strămoșilor regelui Mihai. Cartea mea, Provizoratul istoric, pe care domnul profesor a avut bunătatea să o anunțe, se află aici în hol într-un stand, fiindcă am dorit ca un simbol frumos al întâlnirii noastre de astăzi să încheiem discuția și printr-o privire asupra prezentului și viitorului, fiindcă altminteri o dinastie nu ar avea sens. Ea nu se compune dintr-un om. Oricât de întins pe parcursul a 90 de ani, oricât de tragic, oricât de trist, oricât de cumplit a fost destinul actualului rege român, dinastia din care face parte este caracterizată ca orice fel de organism viu care lasă o urmă în istorie prin continuitate. Nu se poate să existe o generație fără două ingrediente. Generația dinaintea ei care a făcut-o posibilă și generația de după ei, care, după ea, care o duce mai departe. De aceea am dorit să scriu Provizoratul istoric, o carte foarte ușor de citit, care nici măcar nu e o mare filozofie, e o carte pe care probabil mulți dintre dumneavoastră ar fi putut să o scrie mai bine decât mine. Este o privire pur și simplu de bun simț asupra unor realități de astăzi. Și ca să nu vă plictisesc prea mult, fiindcă cine dorește o va putea citi, iar discuțiile dinainte au fost destul de consistente și nu e cazul să vă rețin mai mult, aș vrea să știți că atât volumul pe care l-am scris, cât și prezența mea de astăzi, cât și sărbătorile din jurul zilei de 10 mai, au toate un singur scop. Toate. Inclusiv aniversarea de 90 de ani a regiului din octombrie. Anume acela de a spune României prezentului
să nu facă greșeala de a considera coroana României drept o alternativă la ceva. Ea nu poate fi o alternativă la nimic, decât la a fi ca națiune sau a nu fi. Toate chestiunile legate de orientările politice, de viziunile chiar științifice pe care le are un corifeu al societății civile sau alta, sunt chestiuni legate de păreri, de puncte de vedere, de feluri în care societatea românească evoluează politic, economic și așa mai departe, militar. Vor fi fiind o mulțime de lucruri care se reproșează unor oameni de stat de până la noi. Domnul profesor, domnul academician, ca și ceilalți distinși profesori, au vorbit despre faptul că sunt discutabile anumite hotărâri pe care le-a luat o guvernare sau chiar poate un șef de stat. Dar nu persoana lor este cea care contează în final, ci dacă se păstrează continuitatea, dacă se păstrează tradiția, dacă națiunea română continuă să fie suficient de puternică și de bine organizată încât să facă față tuturor dificultăților prezentului și viitorului. De exemplu, una din dificultățile zilei de azi este că nu știm ce să facem cu democrația. Nu știm cum să punem în practică libertatea pe care o avem. Ne uneori stânjenește faptul că am devenit liberi. 4 milioane dintre noi nu mai locuiesc pe teritoriul României. Grație lor reușim să facem față financiar, fiindcă toți trimit familiilor lor o sumă importantă de bani. Ei au depășit cercul îngust românesc mentalitar și se duc către o lume care le deschide altfel ochii și apetitul pentru viață. De exemplu, am remarcat că în Spania, domnule academician, tot milionul de români care sunt acolo admiră regalitatea, fiindcă au trebuit să ajungă să vadă ce face Juan Carlos în Spania ca să admire instrumentul de făcut bine din punct de vedere național, statal, fiindcă în România n-au avut cum să o facă pentru că persista gaura din steag despre care vorbea doamna profesor. Nu aș vrea să intru în detalii, citiți în carte, se scrie pe larg într-un capitol întreg despre felul cum ne batjocorim singuri simbolurile naționale, păcălindu-ne singuri că dacă o luăm pe scurtătură și trecem pe roșu la trecerea de pietoni, câștigăm ceva. De fapt, cel care pierde este chiar cel care crede că câștigă un minut în plus sau 30 de secunde. De altfel, absolut totul se vede. În volumul pe care îl publicăm mâine, care va fi prezentat mâine publicului la ora 12 la Muzeul Național de Istorie a României, care se numește Lumea Regelui, 60 de personalități ale lumii vorbesc despre el. Și când au trimis textele pentru a fi puse împreună, m-a mirat extraordinar de mult câte detalii cunoșteau ei despre ceea ce România înfăptuise și noi credeam că nu se știe și la fel despre câte lucruri a făcut în decursul anilor, mai ales în timpul războiului rece, regele despre care noi nu știm, dar ei știu. În final, morala este că nimic nu se pierde niciodată. Există întotdeauna un moment în istorie, peste ani, în care ajung la suprafață lucrurile bune și niciodată cine trebuie să știe nu se întâmplă să nu știe. Ce e bine făcut, e bun făcut, iar ceea ce este rău făcut nu scapă judecății de apoi cea civilă, nu religioasă, a societății noastre. Vă mulțumesc nespus de mult pentru această întâlnire, mai ales pentru desăvârșita liniște cu care tinerii dumneavoastră studenți au rezistat unui tur de forță, pentru că vi s-au povestit 150 de ani din viața noastră ca națiune în mai puțin de 2 ore și îmi permit să vă spun, deși ziua de 10 mai nu este încă ziua națională, să vă spun totuși la mulți ani, pentru că e ziua în care ne-am născut. Fiecare dintre noi are o zi de naștere. Ne aniversăm în funcție de momentul în care am apărut pe lume. Așa e și cu națiunile. Au și ele o zi de naștere. Și România a apărut pe lume la 10 mai, așadar la mulți ani.